în funcție de numărul de like-uri, cresc câștigătorii și premiile de la fiecare videoclip. Dacă vrei să te înscrii și tu în micul nostru giveaway, lasă un like și numele tău de pe joc și premiile le poți vedea în primul comentariu. Am norovăieți, am lăsat și noi la picioare de poianj în un pic, am venit înapoi la calculator, s-o gata tata cu automat băieți, n-avem ce face, au făcut patru picioare, mergem până în bazar, cumpărăm un atac automat, trebuie să scoatem un shop, Dintre cele patru cam așa arată. Acolo s-au vândut uh, trei cu ferechel pe la 18 milioane bucățica. Aici s a mai golit. Și aici s-au vândut uh, 100 de dinți de ori, la vreo 2 won și ceva. O să scoat în shop ăsta. No, ia uite că avem 3 on frate pe el total. Hai să transferăm din colo pe Dani Bosu și putem cumpăra Vogue, okay, e super bine. Așa, luăm de aici, de la Hackdrop. L-am băgat, cumpărăm cu automat pe 7 zile și mă cât mai avem. 8 zile, foai, legerul. Deci ne trebuie un cufăr auriu cu mori, ok aurie. Și ne mai trebuie ok de aia de argint. Ca să știu că le avem la noi. 4 milioane cât îi, atâta îi. Cu fără chelpiară mi se pare că am lăsat deoparte, da? O cufor de argint am acolo și un bless. Iar mai trebuie să băgăm pe depozit de la caracterul de pe schimbă. În rest, cred că s-o cam Tot ce era de dropat. Se cam poate merge la bătut. Ia să vedem din de orc. Câte s acum pe piață? 2,6. 2,4. ne a dat 100 la 235. Nu știu, 250. Pe acolo, pe undeva s-a învârtit prețul lor. Da, totuși o fac destul de bine. Pentru că altfel nu avem bani acum de astea. De Hai să luăm și o verde, ne-ar ajuta. Poate o scăzut acum prețul. Tot pe 60 țin băieții. Hai, 60 mergi, o zi și un pic. După vedem ce-a fi. Gata, s-o pot să bată. Eu am separat pe aici cam tot ce era de separat cam care ar fi drop-ul posibil. Sperăm că bate până dimineață. Asta chiar nu mă încurcă dacă se gata licorile și mare. Dar da, de ne până dimineața când îl reverificăm. O nu se poate, mă, da, umplu shop un trec și fi tu atent. Ia! Magazin primul personal. Un magazin a fost deja deschis aici. Ia, asta trebuia să fac, atâta. Nu mă lasă mă, nu te mai lasă să stachezi shop unul pe altul. Nu am un refăl întreg, mă, bă, frate. Asta numai ca să știți și voi, să nu mai întâmpinați așa. Nu, no, bun, aici ar trebui să-l putem face. Bun, o mers. Gata, s-a făcut și shop ăsta. Vi le arăt rapid așa de pe hack drop. Deci ăsta e la mai greu. ți s-a pus și granatul, pac, pac și aici asta la altul nou. Și pe contul care bate până ce am pus noi shopurile, o mai dropat două cufere argentii comori. Astea s cu plus, mă? Da, aparent sunt cu plus. Ia uite, cadă scorpion cu plus, mai văd acolo pe jos. Vorba, aia. mai bine fie în inventar decât pe jos de aici. Că mai adună el până dimineață. Bun, deci Argenti cu plus se pare că o dropat, nu normale. Acum noi verificăm de pe drop, că nu mai verificăm. Ia să vedem prețul la Argentiu comor cu plus 8 milioane, 10 milioane. Bun, Argentiu normal 7 milioane. La fel și lea cu plus. Nivel cred că ar trebui să dăm 12 picioare deja. Vezi că e bine pe picioare. Să nu dăm nivel, nu știu ce să facem. Nu un pic, că mergem și mai achiziționăm niște cufere de alea. Cazul în care dropăm să le adunăm, știi ce zic? Pentru că cine știe, ori pe unde mergem, știi ce zic? O să avem nevoie cât timp ține evenimentul, cât timp mai avem și brosul ăsta. Să încercăm să colectăm cam tot ce putem valorifica. Că vedeți, când e 5, 6, 7, 8 milioane un cufăr de ăsta, se simte destul de mult. Adică până ce-am făcut noi șopurile deja am dropat. Două. Are 10, 11, 12, 13 milioane. Deci un cuf argintiu comori. Din asta simplu și cred că ar trebui să luăm și cheie cu plus. Nu este pe piață, ok. Ia să vedem, aur cu plus este? Nu este pe piață, deci cred că au rămas la drop numai cele simple. Cheile aur normal și cuferele au rămas și cu plus și fără plus. Luăm și aur cu plus. Așa, bun. Măi, cred că așa trebuia în continuare, nu? Astea le aveam în lipsă din ce avem noi. Și avem argintiu fără plus și cu plus. Auriu cu plus și fără plus. Bun. Ceva interesant pe aici. Expert. Piatră prețioasă. Demonia. Câte e? Una. Mergem înapoi acolo în deșert. Măi, și dacă câtă vreme am stat noi de... Am făcut shop-ul. Am vreo șase picioare de pe angă. Oare să fie drop așa bună că să facem peste un stack într-o noapte? În caz de siguranță, separăm picioarele astea. Oricum e bine o noapte întreagă, că e 4 dimineața acum când filmăm. Dar decât să mă trezesc cu pachet de 200 full, știi ce zic? Mai bine așa. Că totuși, și un milion și un pic, un picior de la. Sau picioare. Nu no, bun. Lăsăm să-și facă treaba până dimineață. Și am luat și tolbele asta. Că poate pică și de acelea apă aici, așa ca să avem în mare parte cam tot ce să dropească. Hai, ne auzim când ne trezim. Cam șapte ore mai târziu, a să vedem rezultatul, e pe jos contul. Fai de capul meu. O făcut, mă. O făcut bine, mă. Ia sub și săgețo o vrut să bage la licori. E bun. Deci avem 16 de astea, 26 de cufere argentii, 23 de aurii, un kelpie, o făcut vreo 70 de picioare. Băi, super productivă ziua. Noaptea, pardon. 7 ore. Fii atent că mi se merită. Deci, uite, asta e motivul pentru care clar nu farmăm acum pe ăsta. Și o să-l lăsăm să mai bată, să mai fac aici. Nu știu când s-au gătat licorile, dar nu e nicio problemă. Recuperăm de acum. O să facem și așa un scurt calcul să vedem ce înseamnă tot ce am dropat. Deci avem 26, o să calculăm la un 2 ani, Plus argentile 1,5 ani, Plus uh, picioarele de pe în care mai vin 1 on. Plus 4 on jumătate. Plus cheile care mai vin și astea cam 1 aproape. Bun. 5 oni jumătate. Mai punem încă câteva blesuri. Mai vine 0, 4. hai să punem încă 10 milioane de pe blesuri saci, forfece, un cufăr, Kelpi. mai punem plus 0,20 de milioane. Băi, ne apropiem către 6 ani, frate. Deci ne apropiem către 6 ani într-o singură noapte. Nici nu mai stau pe gânduri, o să lăsăm contul în continuare să bată. Pentru că produce mai mult decât am putea noi produce. Plus, pe lângă treaba asta, eu stau liniștit, pot să filmez alte videoclipuri, putem să facem altceva. Și măcar știu că, voi într-adevăr, produce. 5 oameni pe zi să facă și la final de bruz din ăsta avem 50 de oameni, mă înțelegeți? ales acum cum am prins evenimentul ăsta super bine, e, e minunat. Plus, dacă mai calculăm cozile astea de șarpe cu plus, care sunt uh, aproape 40 la număr, care e undeva la 500k bucata, dăm 6 o frate. Deci 6 ori în 7 ore, aproape un one pe oră primut. Deci e incredibil, mi se pare super tare. Plus, pe lângă treaba asta, clar că nu au bătut tot timpul pentru că s-au gătat licorile. Ia că s-au gătat, adică undeva la vreo 18%, cam atât am scăzut în XP. Ia să vedem și flower power de astea. Ok, eu fac vreo 200, cam așa. Cam așa, vreo 200. Am venit să facem plinul și mai lăsăm tot așa să bată încă câteva ore. Avem de mers un pic de acasă și vedem când venim la ce rezultate ajungem. Nu cred că ar trebui să mai despărțim nimic care de e pe aici. Cos de șarpe, frate, astea dropează chiar multe, avem peste 200. Și picioarele despărțite, alea, e ok. Băi, să așa scurt am ajuns acasă, dar uite mă unde o băga metin, frate. Deci eu chiar m-am gândit să nu-l las dincolo și o băgat aici metin. Hai să vedem rezultat. Deci... 178 de astea în complet sunt... În... Mm. Hai cum mai dropat câte e un altă. Dar cred că la metinul ăla bate de multă vreme. Ia să vedem de câte ori o murit. Dacă dăm un L, un info. Pe ultimul timp. Ok. Ah. Păi nu de mult. Chiar nu mai văd să fi murită. Să fi bătut uh, constant, frateoare. Bă nu, aici, o dată. 300 de mii. Hmm. Și în rest nu s au mai văzut. Pierdute puncte de XP. Sau că ar fi murită. Să-mi fie zis așa prin binecuvântarea zeului dragon. Da, deci... Hai că așa rău nu a fost. s au mai făcut câteva. Ei bine. De fapt, putem vedea aici, avem 79% XP, am lăsat cu vreo 81% ceva în gen. Deci chiar, chiar nu. S-a întâmplat acum mai pe capăt de o băga ăsta. O mai trecut câteva ore, deci astăzi toată ziua au stat la bătut, n-am avut timp de altceva. Am fost plecat cam toată ziua, nicio problemă pentru că contul o bătut, o făcut, o format, O încărcat aici la cost de șarpe, frate, o picat o grămadă. Bun, haideți să mai luăm o tură de pe jos de cozi și șarpe. Trebuie să găsim pe aici pe undeva. Coadă de șarpe. Așa. O pe ca și omor fără plus, aparent. Nu știu dacă acum, după ce l-am mutat un pic mai jos de acolo, sau și înainte, dar totuși avem vreo 29 de chei de argint, 55 de cufere, încă 50 de cufere, 3 kelpi, 190 de picioare, 12 blesuri, Saci are 181 de saci. Hmm, stai să mai separăm saci atunci. Înseamnă că și din ăștia trebuie. În rest, ce sunt mai dropat? Ceva ce și putem folosi. Clopoțel. Avem 186. Nu știu dacă o picat aici. Dar le separăm și alea. Licorile încă ne ajung. 70 de licori. pentru cât e am Deci vine 700 de minute împărțit la 60 pentru 11 ore. Până dimineață. Da, uite frate, chiar putem să vedem cât s au făcut Dintr-un pachet de astea totale aici e posibil să vadă puțin mai slăbuți așa că mai îl mai mutăm puțin după aia îl mutăm iar înapoi nicio problemă. Ia unde e metinul de 50 hai să-l ducem aici se pare că sunt ceva tot aici Am mai băgat metinul și de aia nu l-am pus aici. Opa ce faci Nu no, așa până dimineață are vreme că e foarte bine dacă mai facem niște upgrade-uri și de pe desert de pe vale cam avem, deci nu sunt probleme. Iar sâmbătă să facem șopurile cu cufere, cu chei, ce le avem noi pe aici. Și am mai trecut o noapte, contul a bătut. ia să vedem, licori. S-au vă ceva de pe aici, licorile verzi, ok, și violet. Și mai jos să avem un lican. Nu știu dacă ne-au încurcat sau ne-au ajutat cu fost licanul acolo. Bate, se pare că câteodată și unul lângă altul. Dar dacă el a fost puțin mai încolo, și noi aici, înseamnă că ne-am făcut spam-ul unul la altul. Ok? Da, cu toate că mai vine către mine. Da. Bun. Hai să vedem rezultatul. Și avem 260 de picioare de păianjen. Ok. Ce mai e de folos? 78 de cufere aurii comori. O pică și argintii comori fără plus 7. Ok. 62 de argint comori cu plus. 44 de chei de argint, 130 de forfece. am făcut 280 de saci, cozile îs câteva sute bune. Coz cu plus avem 102 bucăți, piale iară 200, ce sunt mai după oare? Clopoțel avem 200, în rest cam, cam astea e se pare. Cred că trandafir alpin mai luat azi dimineață. Am văzut trandafir alpin și l-am luat unul de pe jos. Nici nu m-am uitat să văd ce am dropat. Avem 22 de blesuri, avem numai 3, 3800 de flori. Cam asta ar fi rezultatul. O să dau o geană rapid pe piață să vedem chiar ce preț au cuferele ca să aproximăm la 10 bucăți. Așa o să bag pe shop, nu o să stau să bag separate. Avem noi niște chei băgate pe un shop care separate și nu s-au vândut. Așa că hai să vedem prețul la cufere. 10 de aur se găsesc la 85 de milioane. Noi o să le punem la 70, calculăm. sunt dubii puțin, pentru că aseară, spre exemplu, câtă vreme am fost live, erau la vreo 5-6 milioane. Dar dacă merg la 7, le calculăm la 7. Deci 14 peoni, minus consumabilele, zicem un 13 oni. Clicorile alea verzi și violet. Bă, dar nu-mi place de asta, frate. Uite cât îs aici. A? Și zici că bate tare iurea licanul ăsta. Nu știu cum l-a poziționat așa de rău de-i bate ăștia, nu, și ăia, da. În fine, hai să schimbăm GH și lăsăm dacă el așa vrea să bată. Mergem noi pe altul, sperăm să și găsim liber. Deci, cum am zis, nu avea rost să ne implicăm noi acum să facem altceva pe zero donații. Ia uite și un băiat aici mai jos, tot cu brus. Cu Wayne, la nivel 55, mini Vranken. Ok, deci Vranken bagă la nivel 55. Bă, mie mi place cum arată aici -a situația. Nu aș putea lăsa, poate ajunge și pe la toți. Aia de pe aici, să vedem ăstea. Dacă violete avem, violete băgăm. Și în rest, verzi le băgăm pe astea. Așa. Cât atâta îi, îl facem după masă altfel. Dar în orice caz, super bine frate. Gândindu-mă că ieri nu am jucat deloc pe zero donații, nu aveam timp, nu am fost acasă. Și păi, câțiva onișori acolo suplimentar de pe ziua de ieri, s au bifat, mă înțelegeți? Adică, hai să ne gândim frate, cât trebuia eu să mineresc pentru ăștia 10 oni. Care nu sunt 10, că sunt 14. Trebuia să mineresc eu ceva. Adică ia să calculăm așa. Ok. 14 oni, adică 1400 de capa capa. Împărțit la, hai să zicem, 7 capa pe minereu. Pe zăcământ, pe finisaj. 200 de finisaje, frate. 200 de finisaje. foarte multe. Sunt foarte multe. Deci cu vârf și îndesat, frate, scoate banii brusul ăsta. Și în același timp, uite, bă, cum am prins, frate, chiar când am luat noi brusul. Și pe zero donații, pac, să apare event, frate. Să apară event să facem bani de pe el. Nu, no, mai zic ceva, mă. mă. duc, mânc, verificăm cum arată șopurile și le refacem. M-am dus, am mâncat și-o trecut două zile. La videoclipul ăsta filmăm de vineri noaptea. Deci vineri noaptea, vineri ziua, sâmbătă noaptea, sâmbătă ziua, duminică noaptea, duminică ziua și acum mai luni dimineața, frate. Ai zis șase zile, mă. De când bate contul aici. Bine, nu o bătut chiar continuu, pentru că vă dați seama, am fost duși acasă așa, mai câte jumătate de zi, mai o zi întreagă și... Ba, am pus să mai bage licor, ba, nu a avut licor, ba, aceea au avut. Ba, s-a umplut un stag de 200 de saci, cum avem acolo saci pe jos, clar, de stac de 200. Dar vreau să vedem, frate, care este rezultatul total. Pentru că, bă, V-am zis, sunt șase zile dacă stai și le calculez cum ne am calculat eu. O să începem în prima fază cu flower power -le. Avem 5.000 de flower power da? Bun, ia să vedem cum arată inventarul, frate. Deci noi am făcut calculul de 14 ani, am făcut tot calculul pe videoclip, numai că l-am tăiat, pentru că era un 3-4 minute și v-am pus aproximativ cât era vreo 14 ani. Deci era 3-4 minute suplimentare în care nu mă vă ziceam prețuri și tot calculam și oricum o să facem un calcul acum pe final, știi? Deci nu avea rost. Bun. Hai să scriem inventarul. Pac! Și avem 139 de cufere argintii comori, 163 de argintii comori, uh, așa, aurii, 48 de blesuri, chelpii nu am mai dat numai 3 chelpii și avem, o, oh, fii atent că avem 400, fix 500, bă, care erau șansele? Deci am dropat Fix, fix 500 de picioare de pe angene. de astea, clar că peste m am adunat pe toate, pe cât posibil n-am lăsat să se adune. O mai dropat încă 100 de chei de argint, la fel și aici se pare că la fix a fost 100. Și ce mai avem? Pac 200 clopoțelele de, clopoțele de acum, a zis. O dropat și 59 de cileuri, azi noapte numai pe la 12 am ajuns acasă, deci o prins o oră de cufere lumina lunii. Max, nici mai puțin de o oră de cufere lumina lunii și o dropat uh, 59. În rest mai avem vreo 200 și ceva de forfece. Ceva mai important, ce mai avem? Ce mai avem? 2, 400, da, 400 de saci, pentru că restul nu a adunat. De cu plus, cost de șarpe cu plus 188. Da, și hai timp ce să mai văd pe aici. Dar în prima fază, deci principalul, cam astea sunt. Blesurile, cuferele argentii și aurii, Plus picioarele de plajă, frate, care sunt 500 la număr, deci numai de acolo peste 5 ani, numai din picioarele de plajă. O să mergem să vedem în bazar, nu știu cum arată șopurile, pentru că sâmbătă, când am zis că mă duc, mânc și refac șopurile, n-am mai apucat să mânc, refac șopurile, că pot trebuie să plec și s-au făcut luni. <cătă> poate e mai bine așa, mă, băieți, poate chiar e mai bine așa că în asta să facem șopurile și -a o lăsat, am lăsat contul să bată. Pentru că o stat, a adunat singur, o bătut singur, mai avem, cât avem? Mai avem încă 3 zile, 15 ore de atac automat, mai este șanse de drop, adică mă dușa, încă 5 zile, deci stăm super bine pe ăstea, încă avem de unde. Shopuri, avem 1, 2, avem 3 shopuri online, aparent, deci din 5 câte erau, mi se pare. Așa știu că erau 5 totale. MD-urile, frate. Deci MD-urile au scăzut în preț în ori de mult, au fost acum mai or are o oră veselă, la 2 ori și 10 milioane, frate. Găsești încă MD-uri. Mi se pare super, super, mai ales pentru noi. Și mistreți, 2 ori mi de 7 zile, boys. 2 ori mi de 7 zile. Luăm un mi și mai probabil Frate, o să avem mistreți băgăm uh, muffin pe el pentru că bani de nu este. Cu totul că am putea încerca un cufăr. Ce vă mulțumesc, frate, că dacă dropez mari nici nu mă mai interesează de mistreț. Un cufăr auriu ok de iarnă, dintre alea pică. Deci, acum avem, avem, ne apropiem să avem bani. Deci încă nu avem banii, dar ne apropiem să avem banii, da? Ok de aur. Care îi? Ia să vedem care e de iarnă. Uh, cred că le erau. <laughs> care, care... Nu, no, nu, astea sunt. Astea sunt de iarnă. Astea sunt. Un, un om bucata. Mm. Opa! Opa, aici la 6. Șase... Leo frate. Ia uite, 5 la 3 oni. 5 la 3 oni. La 60 de milioane bucata. Hmm. Hmm. care e treaba și de ce m-aș uita poate și după Manny? manny teoretic, ne-ar ajuta ceva mai mult decât mistrețul. Pentru că manny o fuge cum trebuie. Are și zile, într-adevăr, mai multe. Dar nu ne avantajează pe noi zilele și așa are 15 mob și un ca jumate pe Și la ai diferență de 5 mobi. Asta nu. Asta e care cu magazin primul personal. Asta este de vară? Nu, no, frate. Nu, mă. Asta e de iarnă. Eli și Manny. No, de astea nu sunt pe piață, șai? De astea nu sunt. Bun, ia să vedem de care am dat noi. Deci noi am dat... Dăm înapoi. Cu fără auriu, ok. Și mai trebuie să fie un, unul. Cutia auriu, ok. ori asta să fie? Nu. Cinci seturi, ok. cu fără argintiu, auriu. Nu e asta. Stai așa că-l găsim aici. Asta e. Păi, ce te mă. Nu-l găsesc, mă. Trebuie să fie astea cu sigilii și trebuie să fie celalți cu inele. Am găsit și... Îs alea de care am dat noi. Adică nu-s de cu meni. Da, și alea care ar fi, se pare că nu sunt. O face la iarnă, frate, când a venit eventul. Știi ce zic? Deci alea cu magazin premium. Nu sunt. Hai să vedem shopurile, Deci o să rămânem la mistreț cu Muffin. Cam asta e 1. Al doilea sunt toate cuferile Kelpie, cred că am avut aici. Și ăsta cu cheile, cum am zis, le-am băgat la bucat la 7 milioane cheia. Când vreodată, voi 7 milioane cheia. Și nu știu ce alte două ce o putut face în intervalul ăsta de timp, dar o să le scoatem toate. Le luăm pe rând. Primul shop, 130 de milioane. Bună Hai să vedem. Al doilea shop. 236 de milioane. Bun, astea sunt din cele care încă mai erau online. Ia să vedem. Next. 41 de milioane. Să fi fost și asta online? Nu prea cred la ce este pe el. Ia să vedem. Următorul. 89 de milioane. Bun, și aici. Și ultimul shop. 192 de milioane. Asta e la cu mai multe chestii pe el. Se pare că nu s-a dat nici acum granatul ăsta. Dar o sta puțin shop-ul. O sta puțin. A e bine, mă. că bine. S-a mai făcut câțiva uni. Pe oră avem 14 milioane. Transferăm tot. Rezultat final după transfer. 5, aproape 7 ani. Mai avem 6 ore sticla de negoț. de 6 ore sticla de negoț. Bă, e destul de bine. Apucăm. Sper să apucăm, frate, să facem șopurile. Pentru că nu știu ce îmi pot interveni iar în program. Și să mergem iar încă să ne apucăm să facem shopurile. Hai să vedem, frate, cât e un cufer Deci, comor, da? Cuferele comor de aur, argint. Argin la 6 milioane o bucată și la pachet de 10 ne interesează pe noi la cât le-o băga băieții. 80, da, cred că o să se dea la 80. Cred că încă o să se vândă la 80. Bun. Și atunci, hai să transferăm tot. Băgăm pe un cont de shop toate astea ce le avem noi. Extinderi inventar? N-ar trebui să fie puțin mai ieftine dacă sunt ieftine toate din item Shop. Acum 47 de milioane. Ok. <laughs> Aparent nu, nu sunt mai ieftine. Nu o iau, nu, nu iau, frate la bani ăștia, dă-i paci. Uh, wow, rămă rapid, hai să luăm. Minerite shot. Ia uite, băieți la 13 milioane, fii tu atent. Pac! Păi shot. că sunt, ia uite. Mai sunt și ieftine. 16 milioane, 15 milioane, bine pe preț. Pentru noi, care cumpărăm. Comparativ de 20 de milioane cât, era mai devreme. Bun, cofere Lumina Lunii. Stai, 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 Investiție? 210. Pac! Hai, în pregătire. Oare nu e online? În care nu mai e black mode, frate, și eu mă întreb dacă e online și-o pus și pun pregătire. Deci asta e prima mână de iteme. Mai să umple un cont, frate, fără să le separe, nebun la cap. Deci 200 de clopoțel, 200 de liliac și mai avem 9 zile, 2 ore pe brus. Acum vedem, facem un calcul la ce bani ajungem din uh, tot ce am făcut noi acum. Lor de piersi oare nu mai avem 20 pe oarca să completăm acolo. Ia uite bă câte item-e frate, dacă te o putut dropa bă și mai avem încă 9 zile de pet din ăsta. Am, am făcut, am făcut rost de amuriduri acum. Pentru un mai îndelungat. Scorpion cu plus. Piele de șarpe. Când vreodată să se ceară așa ceva? Nu știu, să mă băgăm în depozit pe undeva. Ha, barnam. Ia și talismane avem iară cu plus multe. O să vedem ce facem cu ele, că sunt multe tare. Nu mai are loc. Dă-i pace. Hai să facem un calcul la ce s-a făcut. Bun, hai că punem acum primul șopuleț, care nu are parte plin cu chestii de astea mai scumpe. Stai să dau schimbă nu nu neapărat mai scumpe, mai de valoare și le-am băgat toate pe un shop. Deci cam asta e tot ce am dropat. Într-adevăr, am avut uh, 48 de blessuri, am mai pus 2, că am avut aici pe Dani Bosu încă două. Și încă trei cufere de aur ce am mai pus. Am pus 100 de argint la 9 oni, 102. După care pachet de câte 12 la 1 La aur am pus 11 la 1 pentru că fix atât am dat ca să rămână 100 la 9 oni. Picioare am pus 125 de bucăți la un won, 3 pachete de astea, după care la 11 milioane câte 10 bucăți, blesuri la 22,7 și cheile de argint la 25-10 milioane. Bun, hai să dăm rapid o socoată. Deci avem aici 9, 10, 11, 12, 13 won din cuferele argintii. Bun, next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, și cu încă 9 plus încă 15 uni din uh, cuferele aurii. Aici 1, 2, 3, 4 uni plus că mai avem încă câteva picioare dincolo. Deci încă vreo 35, 40, 50, ceva în genul. Deci putem pune lejer încă 4 oni din picioarele de păiangăn. Plus încă 4 oni, 32 de oni. Mai avem aici încă 110 milioane, 1,1 din uh, blessuri plus 2 uni, o să pun numai 2 uni. De exemplu, din K plus încă 2 uni. Hai să scădem și 0,1 ăla ca să dea, deci 35 de uni avem pe shop-ul ăsta, băi. Deci avem 35 de uni pe un singur shop, deci mi se pare. Voi păi vă dau seama acum decolăm noi cu seria asta, frate, cu 0 donații. Deci s au făcut absolut tot, frate, pe video, s au arătat absolut tot. Deci, eventul ăsta au venit în punctul... Păi, nu putea să vină altfel, bă, deci au venit fix, fix când avem noi nevoie de el. Top, în orice caz, deci top, să o profita la maxim acum pe weekendul ăsta. A fost cea mai bună variantă, frate, așa. Când asta să facem shopuri pentru că după aia nu știu dacă mai puneam contul să bată, cum mai bătea. Dar așa cum, uite, avem aici 35 de oni făcuți în acest weekend. Frate, farmați singur, deci eu nu am stat să farmez, nu am stat să adun de pe jos. În cel mai rău caz, și 30 de oni să fie, frate, numai. Să fie numai 30 de on din shop-ul ăsta. Tot e foarte bine. Deci tot, tot e foarte bine. Măi, sperăm să le vindem. Vedem. Până de seară. E unul după masă aceasta. Până mâine. Hai. Să fie marți dimineața. Până marți dimineața lăsăm shop-ul. Cazul în care vedem că, bă, marți dimineața. Nu am vândut nimica. scădem din preț. Nu e nicio problemă. Avem, avem de unde scădea. Deci aia zic că, frate, aici avem 35 de on Da? Deci 35 de oni. mai zis, 30 să fie. Avem ce scădea, deci și imediat avem bani de otrăvită și gândiți-vă că noi încă nu am scos pe Dani Bosu arma de nivel 75, pentru că nu avea, deși nivel 70, pentru că nu avea rost să scoatem, mai ales că la nivel 70, păi nu prea ai unde să faci mare lucru și plus nu ni să merita, pentru că noi avem petul de adună, deci am vrut să mă folosesc de el, încât să și evoluăm contul destul de mult în ăstea 30 de zile în care avem petul, dintre care au rămas numai 9. Ia să vedem cărțile să ce zic. Vârtejul eșuat, Bă, nu merge click cu de fiecare dată, frate. Dau click și nu mi ia. Și la Iureș încă una pentru M5. O să cumpărăm acum un mistreț, dacă e chiar așa pe o mană. Deci de 7 zile. Stai să vedem că poate găsim și cu... Bles, clar o să o cu Bles sau cu ceva skin, da, apare nu. Foarte mulți mistreți pe piață pe Tiger Ghost. Deci mi se pare un server de să te apuci, frate, top. Top, top, top. top ai toate lucrurile din Nightning Shop la un preț super favorabil și absolut tot ce dropezi poți să valorifici. Ia, cal negru, nu. Este 9 oni cu man, mi se pare că 9 12. Mie mi se pare cea mai bună combinație, mistrețul, o să luăm de la Y the best, de-a noștri, așa. Și mă ca știu că frate, gata, avem mistrețul cumpărat. Mai știi ce aș face? Aș cumpăra acum avocere. Deci chiar două. O să prelungim și mănușa să prelungim și atacul automat, pentru că o să crească de acum prețul. Într-adevăr, am putea investi ăștia 4 ani într-un alt alta. Da? Asta e, frate, că nu ne avem nevoie de licori. Oricum avem shop-urile da, așa facem. Deci numai după ce se termină. Deci numai după ce se termină. Recuperez eu acum 20-30 de milioane, dar îmi din disponibilitatea de Young Cash. Un și acum să mai calculăm și alte iteme de upgrade pe care le-am dropat. Ar mai veni coadă de șarpe cu plus în special, ale ar trebui calculate. Deci, 10 bucăți la 5 milioane. Mm. Cam acolo ar fi. Cam acolo ar fi prețul. Noi câte avem? 188. Ok? Deci punem 18 pachete ori 5, 90 de milioane. Bun. Cozile de șarpe normale nu cred că are rost să le calculăm. Asta sunt super, super ieftine. 200 la 20 de milioane. Am mai face încă Hai să mai punem încă 60 de milioane de aici. Cine știe, poate chiar s-or vinde. Cost de scorpion cu plus. Hmm, nu știu ce să zic dacă au preț. Uh, trecem un 500K la fel. Ar mai veni încă vreo 60 de milioane și de aici. Plus 150 mi se pare că era. 210. Foarte 200 și ceva. Și de aici mai vin încă 90 de milioane. Saci. Avem 600. Deci mai merge încă vreo 150 de milioane. Hai să zicem 150 de milioane. Tolbe, încă 30 de milioane. Două cufere chelpi, mai punem încă 20 de milioane și am ajuns la 500. Și putem re trece restul ca suplimentar încă să facem din astea 500. Mai avem încă flori de piersi, cum am zis. M-au leus numai 3 milioane. Liliac din ăștia, clopoțel. Mai sunt și ăștia niște bănuți încă să acopere acolo, să se rătunjească spre un 40 de ani. Știi ce zic? Cam acolo. Să fie calculul la un 40 de on total să zicem că am făcut zilele astea frate mi se pare enorm de bine deci mi se pare chiar super super bine să mă gândesc că am putea scoate un 40 de on din tot ce am format și pe lângă treaba asta am făcut și câteva mii de flower power avem eveniment de exo în următoarele zile posibil să punem la exo pentru că la citite pică destul de greu cititele și la exo dacă băgăm. Care azi nu prea ar merita la ce să băgăm. Exo ar veni joia. Citit concentrată mea avea numai miercurea următoare. Vedem și cum suntem cu timpul. Știi că dacă, spre exemplu, acum joi nu o să putem juca, clar că o să băgăm următoarea. Sâmbătă la adaugă și schimbă nu o să fiu acasă. Duminică pescuit și placăre la fel nu o să fiu acasă. Nici la următorul pescuit. Nici atât ar mai fi cititul și un exo. Un EXO-2, câte din alea mai sunt, pe care le prind în timpul săptămânii? În timpul săptămânii pot juca și pot participa dacă chiar e până acolo. N-ar trebui să-mi așa de multe lucruri. Băi, să închidem aici, sper că v-a plăcut. O să mai refac eu shop-urile așa treptat câte unul, mă mai și ce îi prin, prin bazar. Constau prețurile, poate găsim în ce să și băgăm niște bănuți. Clar, puteam forma mai multe pentru că o muri de câteva ori contul, dar... Băi, ce să mai... Doamne, că ia uite, avem pe un shop 30 și de ori. Și ăștia îmi cam acoperă o mare parte din tot setul de V4. Tot setul de V4, deci o mare parte, da? Ne auzim la următorul, v-am Ceau, papa.